Bună ziua, sunt Emanuel Toader de la azura.ro, magazin online cu echipamente pentru tratarea și filtrarea apei în zona casnică, dar și de la emiratec.ro, echipamentele industriale. Astăzi vreau să vă arăt echipamente industriale pentru o hală, tratare 7 metri cub pe oră, pentru eliminare bacterii, tratare anticalcar și filtrare mecanică, sediment, mâl, nisip, rugină și așa mai departe. Despre ce este vorba? E vorba de o hală, de ceva logistic aici. O să vă întorc camera ca să vedeți despre ce e vorba. Deci cam așa arată hala construită și aici avem partea de tratare apă în acest colț. Ok, ce am făcut și ce am propus? Pentru că firma asta nu este executată de noi lucrarea, ci doar noi am dimensionat echipamentele, am livrat echipamentele, am oferit schema de instalare, adică practic proiectul, pentru ca apa să iasă pe baza buletinului de analiză și pe baza debitului, pentru ca apa să iasă potabilă. Avem filtru Arcal de 55 de microni cu purjare. Apa, asta este primul filtru prin care trece apa, ajunge în vasul de stocare, ok, de aici. După care apa din vasul de stocare este preluată de pompe și trece prin primul filtru, acesta din inox, furnizat de noi. Cele două filtre din inox sunt furnizate de noi amândouă. Filtrare mai întâi la un grad de 5 microni, după care filtrare la un grad de 1 micron. După care echipamentele pentru eliminare bacteriilor. Clarify Platinum 12, le vedeți aici. Ele sunt instalate în paralel, adică apa intră în același timp în cele trei filtre, în cele trei purificatoare, apa iese din cele trei purificatoare în același timp. Pentru a asigura un debit, el asigură un debit de 7,9 metri cubi, noi avem nevoie de 7 metri cubi. După care apa trece prin aceste carcase goale, furnizate tot de noi. Acestea au rol doar pentru a ne ajuta să dezinfectăm conductele către hală și inclusiv în hală, adică să introducem dezinfectant pe conducte. După care avem aparatul anticalcal, CMN4, scale-ul acel CMN4, aici este el instalat, este ultima treaptă și practic el are lor nu de dedurizare, atenție, ci de condiționare, adică duritatea apei rămâne la fel, dar ionii de calciu și magneziu nu mai creează cruste, nu se mai depun în conducte, nu se mai creează calcar în schimbătoarea de căldură din centrale termice. Practic totul rămâne curat pe conducte. În urma acestor echipamente, apa va fi tratată anticalcar, dezinfectată, fără bacterie și filtrată foarte bine. Cam atât. Asta am vrut să vă arăt ca proiect. Nu uitați, ne găsiți pe azura.ro, dar și pe emiratec.ro. Vă mulțumesc pentru atenție!